timpul de binecuvântare din casă, pentru că orice dar bun și desăvârșit coboară de la Părintele Luminilor. Vom cere ajutorul lui Dumnezeu peste părtășia scurtă care o vom avea aici prin fratele presbiter Daniel Oros. Apoi voi citi un psalm și voi da câteva gânduri și vom încheia tot cu rugăciune. Stăm înaintea Ta, Dumnezeul oștirilor, și îți mulțumim pentru timpul acesta și pentru dimineața aceasta binecuvântată. Da, Doamne, slavă Ție! Te rog în mod deosebit să fii cu noi. Amin. Să fie Duhul Tău cel Sfânt care să ne călăuzească și în mod deosebit să binecuvintezi întreaga familie bună. Amin. Amin. Fie numele Tău și călăuzirea Ta peste ei. Amin. Și peste noi toți care suntem în locul acesta, fie paza Ta, fie mâna Ta. De aceea îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Amin. Îți mulțumim, Amin, pentru harul Tău și pentru dragostea Ta. Rămâi cu noi și fii cu noi de acum și până în veci. Amin. Vom citi psalmul 20, un psalm care este foarte cunoscut și care Dumnezeu ne vorbește foarte minunat prin el. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimea ajutor din locașul său cel sfânt, să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci, noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul, să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din cerul din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se vizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne vizuim pe numele Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Și noi zicem în această zi, Domnul, să scape pe mirele nostru din orice probleme care vor veni în viață. Pentru că astăzi este o zi de bucurie deosebită. O zi specială, o zi notată în cerurile lui Dumnezeu din veșnicie pentru familia Bum. Îl cunosc pe Ionuț, pe Luci, de când a fost micuț, de câteva zile. Și mi-a fost drag la suflet totdeauna. În această zi suntem aici în casa aceasta binecuvântată și fratele Bum cu sora Mariana au ultima nuntă din familie și dorim această zi să fie o zi a binecuvântării. Amin. Împăratul împăraților și Domnul domnilor să binecuvinteze căsătoria acestor doi mii. Să îi călăuzească, să le poarte de grijă Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, Hristosul Binecuvântat. El care este Mântuitorul Lumii să le vină totdeauna în ajutor. Când vor striga, în bucurie sau în necaz, Domnul să-i asculte, să își așaze peste ei slava Lui și să le dea bucurie din ceruri și izbăvire, să le asculte rugăciunile, pentru că El poate, pentru că El este cel sfânt, cel neprihănit. El este cel adevărat, El este cel atotputernic, El este Domnul vieții. Sunt vremuri de bucurie în viața noastră, dar sunt și vremuri când trece prin încercări. Și în momentele acelea când vom striga spre Domnul, fiecare din noi, Domnul este prezent ca să ne binecuvinteze, să ne asculte, să desăvârșească în noi trăirea curată cu El. Pentru că El este desăvârșirea credinței noastre. Și prin El suntem mai mult ca biruitori în orice lucru. De aceea doresc să rămână marele preot peste casa aceasta. Totdeauna când îl vor chema, să-l cheme cu smerenie, cu pioșenie, cu reverență. Și Domnul din ceruri să asculte totdeauna rugăciunile lor și să le dea biruință. Pentru că sunt zile cu soare, dar sunt și zile cu nori. Sunt zile senine, dar sunt și zile norate. Dar dorim ca Dumnezeul care este drept să intervină totdeauna pentru ei. Dumnezeul nădejdii, spunea omului Dumnezeu Pavel în Romani, capitolul 15 cu 13, să-i umple totdeauna de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să fie totdeauna încrezător, tari în nădejdea lui Dumnezeu, Hristos în fiecare din noi, nădejdea slavei. Apoi Domnul păcii care a venit în lumea aceasta să aducă binecuvântarea, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umerul lui, îl vor numi minunat, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domnul păcii și Dumnezeul oricărui har să împartă harul deosebit în această zi, în casa de închinare la Beclean și să lase binecuvântarea care o dă Dumnezeu. Că psalmistul spunea în psalmul 67:1, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Amin. Și dacă în această zi
Dumnezeul cel atotputernic, Dumnezeul cel sfânt, Dumnezeul cel veșnic va lăsa îndurarea Lui și va avea milă peste noi. Va rămânea binecuvântare și spune cuvântul Domnului că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este însoțită de niciun necaz. Și ceea ce Dumnezeu binecuvintează rămâne pentru totdeauna binecuvântat. De aceea este nevoie în această zi ca Domnul să reverse binecuvântarea Lui. Amin. Vom încheia și prin fratele Gusti, unchiul Mirelui, vom aduce o rugăciune de încheiere și mulțumire. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim cu mulțumire înaintea Ta în dimineața aceasta, da, Doamne, că până aici ai fost cu noi. Îți mulțumim. Și ai avut răbdare cu noi și ne-ai binecuvântat ca astăzi să fim în această familie, familia Bum, mulțumim, pe care, Doamne, te rugăm să o binecuvintezi și, amin, o ai binecuvântat că se observă. Îți mulțumim, amin, pentru aceasta. Te rog să binecuvintezi familia care astăzi ia ființă pe Luci și soția lui. Binecuvântă plecarea noastră de aici. Păzește-ne Tu și pe drum. Amin. Toate le punem în mâna Ta că Tu ești Dumnezeul, amin, nostru, amin, și ne încredem în Tine că Tu lucrezi. Ajută-ne să înțelegem ceea ce astăzi ne-ai spus aici. Să luăm aminte la cuvintele acestea, să le ascultăm și să le aplicăm în viața noastră. Doamne, ajută-ne ca în toate să se facă sfântă voia Ta aici pe pământ și în viețile noastre. Să binecuvintezi familia, să binecuvintezi poporul care este aici și care pe drum vom merge să ne păzești Tu, ajută-ne în toate. Aleluia. Și credința noastră și nădejdea noastră rămâne în Tine. Amin. Amin.
zicea și Ioana, e un moment solemn, e o pagină de istorie care se scrie deja, se derulează. E un început și vrem să vă facem cea mai frumoasă urare. Acum când pășiți în doi, o să-l citesc la plural, Psalmul 20 pentru voi. Să vă asculte Domnul în ziua necazului. Să vă ocrotească numele Dumnezeului Iacov. Să vă trimit ajutor din locașul Său cel Sfânt și să vă sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile voastre de mâncare, să primească ardele voastre de tot. Să vă dea tot ce vă dorește inima și să vă împlinească toate planurile voastre. Atunci noi ne vom bucura de biruința voastră și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să vă asculte toate dorințele voastre. Amin. Amin. Doamne Tată bun, îți mulțumim pentru acest moment cunoscut de Tine, Doamne, și consemnat în veșnicia Ta. Slavă Ție, Tată Ceresc! Îți mulțumim, Doamne, pentru unirea celor doi, pentru Lucian și Oana, în această zi când pășesc în doi, cerem binecuvântarea Ta peste ei chiar de la început. Un moment plin de emoție când pleacă Oana de lângă mama și tata din casa părintească. Doamne, mă rog să binecuvântez plecarea lor. Doamne, ne rugăm să mergi cu ei împreună. Și toată viața, Doamne, să fie sub ocrotirea Ta și la umbra aripilor Tale. Dorim, Doamne, toate binecuvântările care le-am rostit din psalm, din cuvântul Tău, să-i însoțească, Doamne, să-i călăuzești toată viața sub protecția numelui Tău să rămână, Doamne. Îți mulțumim pentru această zi și ne rugăm și cerem harul Tău peste toată ziua. Amin. Binecuvântează-ne la biserică, Doamne. Amin. Și dă-ne binecuvântarea specială. Amin. Și apoi, întreaga zi, Doamne, o credințăm harul Amin. Tău și toată viața lor să fie binecuvântați de Tine. Răsplătește acestor părinți care sunt plini de emoție în această zi, Doamne. Părinții Lucian și Aluana, Doamne, Tu ești Cel care știi să răsplătești. Văzându-i fericiți în viață și lângă Tine, Amin. Va fi fericirea lor, Doamne. Binecuvântează toți nuntașii și harul Tău, care întrece orice pricepere, să fie cu noi de acum și în veci. Amin. Amin. Drum bun cu Domnul Iisus. Amin. Îi puteți suca o dată. Să fie emoția mai mare. Bun. Asta e cel mai fain moment. Așa, mami, două lacrimi voi. Numai două.
Stimate domnule Bum Lucian Florin, stimată doamnă copil Oana Teodora, v-ați prezentat în fața noastră în vederea încheierii căsătoriei. Pentru ca această căsătorie să fie legală încheiată, dumneavoastră trebuie să vă exprimați public consimțământul noastră liberis. Domnule Bum Lucian Florin, de bună voie și nețelit de nimeni în căsătorie pe doamna copil Oana Teodora? Da. Doamna Coptil Oana Teodora, de bună voie și nesilită de nimeni în căsătorie pe domnul Bum Lucian Florin? Da. Având în vedere consimțământul dumneavoastră, liber exprimat, constatând că au fost îndeplinite condițiile legale cerute de lege, vă declar căsătoriți. Vă fac cunoscute următoarele prevederi din Constituția României și din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber constituită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și datoria părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea statului și a societății. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria lor. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Ei au datoria de a locui împreună. Pentru motive temeinice pot hotărâ să locuiască și separat. Vă doresc mult noroc, casă de piatră și bunul Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce veți face. Felicitări! De mire și mireasă, în prezența lui Dumnezeu să primiți binecuvântarea. Domnul să vă binecuvânteze.
Alături de părinții dragi, salutăm familia Coptil, familia Bumb și toți muntașii. Harul lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Amin. Înainte de a pleca din Casa Miresei, am citit Psalmul 20, una dintre cele mai frumoase urări, care obișnuim și este consacrat în momente de felul acesta. Iar acum vreau pentru cei doi să fie Psalmul 23, decizia vieții lor, pentru toată viața lor. Aș vrea să rostiți în sufletul vostru Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povoțește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei, mânci capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilor mele. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi doi și pe noi toți. Amin. Cu respectul cuvenit, aș vrea să rostim rugăciunea Tatăl nostru, smerind ființa noastră așa cum stăm. Apoi invit pe fratele Daniel Oros la un microfon să continue rugăciunea înaintea Domnului, cerând har și binecuvântare peste orice slujire, dragii mei, în ziua aceasta, în ziua sărbătorii și în mod special Dumnezeu să dea binecuvântare la momentul potrivit celor doi. Să rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Cu mulțumire stăm înaintea Ta, Părintele Veșnicilor, și îți mulțumim pentru binecuvântările Tale. Îți mulțumim, o Doamne, că suntem în casa Ta și acum vrem să ascultăm ceea ce vrei să ne spui Tu. De aceea te rog în mod deosebit să binecuvintezi slujitorul Tău, să binecuvintezi cântările și fă ca mesajul să ajungă la inima noastră. Îți mulțumim pentru că ai fost cu noi, mulțumim că ne-ai ocrotit. Îți mulțumim că ai binecuvântat familia Bum, familia Coptil și pe noi toți să fim în locul acesta. Fie ca călăuzirea Ta să fie în continuare peste noi și peste toată lucrarea Ta, fie mâna Ta. Îți mulțumim și te slăvim de acum și până în veci. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Ar vrea ca Domnul să binecuvânteze și trupurile noastre și fețele noastre. Ne-am încuscrit cu frații de la Botoșani și am învățat ceva de la cel care însoțea mirele de acolo și s-a uitat peste noi. Era după masă, nu era dimineață, ar fi trebuit să fim mai proaspeți. Și spunea, fraților, zâmbetul de servici. Noi nu am prea prins vorba până când ne-am uitat și apoi a repetat din nou, mai rar pentru noi, vă rog, zâmbetul de serviciu. Și de atunci mi-a rămas provocarea asta frumoasă, cel puțin suntem la nuntă și suntem obligați să avem un zâmbet aparte și larg pentru cei doi, da? Și voi, vă rog, chiar cum e afară, ploaia înseamnă binecuvântare, slavă Domnului că plouă, aici suntem bine, suntem într-un confort minunat, slavă Domnului, și vă rog să fiți senini, mai ales să filmează și aici și din cer. Și Dumnezeu, vreau să vă spun, pentru cei care poate n-ați citit pe acolo, îl interesează trăsăturile feței. S-a uitat la Cain, Dumnezeu, și a spus, Cain, pentru ce ți s-a fost omorât fața? Și a luat Dumnezeu un dialog cu el și logica, și dacă faci binele, bine vei fi primit. Frații mei, Dumnezeu se uită din cer, slavă Lui! Și vrea să ne vadă copii veseli și în dimineața asta, fiind la sărbătoare, în cinstea Domnului și pentru cei doi să încurajăm, Domnul să ne binecuvânteze. Ne bucurăm de dumneavoastră toți, salutăm cu mult drag pe fratele Romu Mocanu și sora Ana, bine ați revenit la Beclean, cam lungă distanța asta. Noi suntem vinovați, nu dumneavoastră, când ați ajuns. Dar e bine și acum să fim la sărbătoare, să fim împreună și să însoțiți mirile dumneavoastră pe Lucian. Vă mulțumim că ne l-ați dat.
Și felicitări, Oana, că ai reușit să-l aduci la reclam. Doi miri frumoși, pocăiți, mă bucur de ei, Domnul să fie slăvit. Am avut un timp frumos de discuții, vreo două ore, săptămâna asta și am bucurat să văd oameni maturi, care știu ce fac și vor să întemeieze o familie binecuvântată. Domnul să-i ajute, să ne rugăm pentru asta cu toții. Corul Bisericii, mulțumim, frați coriști, sunteți aici, aș vrea să vă mobilizați chiar toți coriștii și prima cântare să fie a corului, Domnul să vă binecuvânteze, fratele Petrică, de 30 de ani, se ocupă de corul Bisericii și cântă și astăzi mă bucur să fie corul aici prezent pentru a slăvi numele Domnului și pentru bucuria noastră a tuturor. Apoi invit pe fratele Benisa să laude numele Domnului și sora Uța. Harul Domnului să fie peste acest grupaj de cântări. Amin.
să fie, Domnul. Vă bucur să fiu la nuntă voastră. Domnul să vă binecuvinteze și binecuvântarea Lui să fie toată viața peste noi și peste noi toți. Să cântăm împreună această cântare frumoasă. Roa binecuvântării cu belșug de roade sfinte, peste voi să și-o reverse prea puternicul Părinte. Roa binecuvântării cu belșug de roade sfinte, peste voi să și-o reverse prea puternicul Părinte. Să vă însoțească iubirea ce va lega, prin ea trăiți fericirea cu adevărat. Să vă însoțească iubirea ce va lega, prin ea să aveți fericirea cu adevărat. În unirea voastră sfântă, izvorâtă din iubire, să aveți nuntă minunată cu belșug de fericire. Să vă însoțească iubirea ce va lega, prin ea trăiți fericirea cu adevărat. Să vă însoțească iubirea ce va lega, prin ea trăiți fericirea cu adevărat. Odihniți-vă pe brațul dragostei și milei sale, și nimic n-o să vă înfrângă viața pe-a Lui sfântă cale. Să vă însoțească iubirea ce va lega, prin ea trăiți fericirea cu adevărat. Să vă însoțească iubirea ce va lega, prin ea trăiți fericirea cu adevărat. Veți trăi și azi și mâine în iubirea cea curată, nezărind a ei sfârșire niciodată, niciodată. Să vă însoțească iubirea ce va lega, prin ea trăiți fericirea cu adevărat. Să vă însoțească iubirea ce va lega, prin ea să aveți fericirea cu adevărat. Să vă însoțească iubirea ce va lega, prin ea trăiți fericirea cu adevărat. Să vă însoțească iubirea ce va lega,
prin ea să aveți fericirea cu adevărat. Amin. Vă invit să stăm ridicați. Vom citi un cuvânt special pentru cei doi din cartea Efeseni. După citire rog pe fratele Radu Silaș să vină la un microfon și să rostească rugăciune înaintea Domnului, ca harul lui Dumnezeu să fie și investirea cuvântului. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine iubește nevasta să iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica, pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să-ți teamă de bărbat. Amin. Doamne, Tată al cerului și al pământului, Creatorul omenirii întregi, în această dimineață stăm în prezența Ta. Da, Doamne. Și îți mulțumim frumos pentru că ai pregătit această sărbătoare pentru Biserica Betleem. Doamne, vrem să Te auzim din nou vorbindu-ne. Te rugăm să iei mâna Ta pe robul Tău, pe fratele Romo, Doamne, călăuzește-l prin Duhul Sfânt, Doamne, și ceea ce vrei să ne transmiți în această zi, fă-o, Doamne. În dragostea Ta, în iubirea Ta, Doamne, Tu privești spre noi și vezi ceea ce avem nevoie fiecare. Te rog în mod special să binecuvintezi pe cei doi care astăzi se unesc împreună. Te rog să lași binecuvântarea Ta peste ei. Binecuvântă pe toți cei ce au venit alături de ei astăzi, Doamne. Vrem cu toții, pe lângă ceea ce am auzit până aici, Doamne, vrem în continuare să ne vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să saturi sufletele noastre, să binecuvintezi această nuntă, să binecuvintezi frați, surori, prieteni care au venit cu noi astăzi, Doamne. În prezența Ta este atât de bine. Te rog să lași în continuare harul Tău peste cântarea de laudă. Amin. Să binecuvintezi tot ce se face aici, Doamne. În numele Domnului Iisus îți cerem lucrurile acestea și Te rugăm, Doamne, să se facă voia Ta în toate lucrurile. Îți mulțumim pentru că ne asculți. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Vom avea un grupaj de cântări. Aș solicita și pe sora. Sunteți tot timpul pregătit. M-aș bucura mult. Din partea de genilor, toți o zis amin. Și socru mare. Căutați o cântare, sora Ana, și mai întâi sora Uța, Domnul să o binecuvânteze, să laude pe Domnul. Apoi, sora Ana, sigur, va găsi o cântare frumoasă. Toate sunt frumoase. Anca și Ela vor cânta. Gabriela, de asemenea, Aron și Ruth și corul va încheia grupajul acesta de cântări. Și, în urmă, harul Domnului să continue prin fratele Romul. Și cântă sora Uța, sora Ana, Anca și Ela, Gabriela, Aron și Ruth și corul bisericii. În urmă, pregătim inimile noastre și spunem cu toții, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Da, să fie Domnul. Domnul să binecuvinteze mirele și mireasa. Azi e o zi de sărbătoare, când cu toți ne-am strâns. La bucuria voastră o floare să aducem și noi.
toți ne rugăm ca Domnul din ceruri să fie prezent aici, să vă unească pentru vecie prin Sfântul legământ. Și nimeni niciodată în viață să nu vă poată despărți, să vă iubiți cum Domnul Iisus Hristos și-a iubit biserica Lui. Și nimeni niciodată în viață să nu vă poată despărți, să vă iubiți cum Domnul Iisus Hristos și-a iubit biserica Lui. Azi e o zi de sărbătoare, când cu toți ne-am strâns la bucuria voastră o floare să aducem și noi. Toți ne rugăm ca Domnul din ceruri să fie prezent aici, să vă unească pentru vecie prin Sfântul legământ. Și în clipele de amărăciune să nu uitați căci amândoi aveți un sprijin pe Domnul Slavei ce este pururi lângă voi. Și în clipele de amărăciune să nu uitați căci amândoi aveți un sprijin pe Domnul Slavei ce este pururi lângă voi. Azi e o zi de sărbătoare, când cu toți ne-am strâns la bucuria voastră o floare să aducem și noi. Toți ne rugăm ca Domnul din ceruri să fie prezent aici, să vă unească pentru vecie prin Sfântul legământ. Să nu uitați căci rostul vieții în viața aceasta pe pământ este să fiți o mărturie a dragostei lui Dumnezeu. Să nu uitați căci rostul vieții în viața aceasta pe pământ este să fiți o mărturie a dragostei lui Dumnezeu. Amin. Love you.
Visul vostru
Pentru un an în mod special și din partea tinerilor această cântare cu toți am cântat-o și ea de multe ori și spune dragostea nici când nu va pieri, dragostea e al vieții zvor, mână în mână către cer să porniți și cu Iisus iubirea să împletiți. Haideți să cântăm cu toții, iată cerul ne împresoară. Sprijin dar în mâna
Salutăm cu mult drag pe fratele Nicu, primarul orașului nostru, apreciem efortul care îl face de fiecare dată să fie alături de miri. Nu, cu câteva minute în urmă a făcut oficiu de ofițer de stare civilă și acum rugăm să aibă câteva gânduri pentru cei doi și totodată îl vom scuza, fiindcă programul este foarte aglomerat astăzi, trebuie să fie la un interviu. Domnul să-l binecuvânteze în toate. Amin.
De fiecare dată când sunt invitat și sunt în localitate, îmi place să fiu prezent, fiindcă tot timpul mai avem ceva de învățat. Și cei mici trebuie să învețe și cei mari, adică am vârstă mari. Întotdeauna mi-aduc aminte de predicile care le-am auzit de la fratele Romii, chiar de la o căsătorie în Dej, o să îi relatez cum mi-a rămas foarte imprimat, nu numai mie, și la familie, unde sunt niște adevăruri care se spun și pentru asta e benefic să vii de câte ori poți în biserică, chiar dacă nu ești, faci parte din invitați, din familie. Am văzut astăzi de dimineață cel puțin doi tați foarte fericiți. L-am văzut pe fratele Bumbu foarte fericit, l-am văzut pe Petrică. Petrică, să știți că este generația noastră și de-a lungul anilor, zi cu zi, săptămână cu săptămână, știm unii despre ceilalți. E așa de mare localitatea încât știm cam tot. Dar ce vreau să subliniez aici, în dreptul lui Petrică, o biserică când se formează are trei piloni foarte importanți. Nu se poate, sigur, o să constatați și mai multe condiții ca o biserică să reziste de-a lungul timpului când se formează, dar odată trebuie să ai oameni de predică, oameni care aduc cuvântul lui Dumnezeu, este un pilon important. Dar un alt pilon este și partea asta de cântare, dacă nu avem un pilon care să se ocupe de formarea corului, de tot ceea ce înseamnă cântare și nu în ultimul rând rugăciunea, care ăștia sunt trei piloni și unul dintre pilonii care au pus bazele acestei biserici, întotdeauna l-am văzut pe Petrică atât de motivat, atât de implicat în această lucrare și Petrică, să știi că Dumnezeu întotdeauna peste ani își va binecuvânta oamenii care se implică în lucrarea lui Dumnezeu. Ca dovadă că astăzi va duce o mare binecuvântare și eu sunt convins că atunci când frații vor pune mâinile peste cei doi, Lucian, a scris așa de frumos acolo semnătura Lucian și cred că ține foarte mult la acest nume frumos, cred că e cel mai frumos nume, nu Lucian? Ca și a meu, Nicu, vă mărturisesc că am ținut neapărat la Nicola să-i spun, mă, Nicola, s-ar părea potrivit acum să... așa și avem foarte multe nume la copii, la nepoți, ar fi potrivit așa să punem Lucian, nu? O să fie și Ioana. Vreau să vă citesc un singur verset și apoi sigur să lăsăm să se desfășoare acest moment foarte important al vostru, bucuria voastră și să știți că la bucuriile noastre Dumnezeu este prezent. Și un singur verset vă las astăzi și omul a zis, iată în sfârșit acea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Am mai spus-o chiar la voi în biserică, dar o repet. Dacă am citit scripturile, dacă am crede scriptura, de atâtea lucruri care nu ni-s de folos am scăpat. De atâtea nopți nedormite, de atâtea agitație, am scăpat fiindcă Dumnezeu asta de fapt vrea pentru copiii Lui. Să fie încredințați că totul este sub control. Totul este sub control. De la primărie până la Bruxelles, de la Bruxelles până la guvern și de la guvern până în fiecare casa noastră, este sub controlul lui Dumnezeu dacă credem. Și Lucian, vreau să-ți spun, cu siguranță Oana a fost de mult creată să-ți fie partenerul potrivit. Partenerul potrivit nu-i cum ne imaginăm noi de multe ori, ci invers. Fiindcă Dumnezeu cunoaște în esență componența firii noastre, atitudinii noastre, fiecare dintre noi suntem foarte diferit. Zile trecute, la un moment mai trist, unul dintre verișorii mei
spunea, știți că noi suntem așa mai aprinși, știi? Și odată mi-am adus aminte că așa suntem unii, mai aprinși. Și atunci Dumnezeu echilibrează lângă noi femei mai, mai înțelepte, așa, și cu atitudine și cu un echilibru. Și atunci între unul mai aprins, nu știu, Lucian, dacă ești tu mai aprins sau nu, ești cum te-a creat Dumnezeu, dar Oana este cea mai potrivită pentru tine, fiindcă este os din oasele tale, carne din carnea ta. Și invers, Oana, Lucian ți-a fost de mult hărăzit și binecuvântat, fiindcă Dumnezeu, în minunăția Lui și în bunătatea Lui, face lucruri perfecte. Numai noi, oamenii, în necredința noastră, în emoțiile noastre, în dorințele noastre care nu sunt potrivite după voia lui Dumnezeu, încercăm să schimbăm voia lui Dumnezeu. Cât timp veți crede în esență această realitate, veți scăpa de tot felul de lucruri care nu vi-s folositoare. Dumnezeu astăzi v-a creat unul pentru celălalt. Și pentru noi ăștia mai 30 și ceva ani de căsătorie, dacă am crede în realitatea asta, am scăpat de o grămadă de lucruri care nu sunt potrivite. De o grămadă, care macină toată societatea, care macină interiorul și macină copiii și generațiile care vin după noi. Dar eu cred că suntem copii al lui Dumnezeu care ne încredem pe cuvânt, pe tot ce a zis El. Tot ce avem lângă noi este hărăzit dinainte în concepția lui Dumnezeu, în perfecțiunea Lui. Ai găsit femeia perfectă, ai găsit soțul perfect, binecuvântați-L pe Dumnezeu și mulțumiți în fiecare zi pentru darul care vi l-a dat, fiindcă asta vrea Dumnezeu, să mulțumim în fiecare zi. Vă încredințez în binecuvântarea Lui, Dumnezeu are posibilități care noi nici nu ne gândeam. Dacă îmi dădea atunci când m-am căsătorit, am gândit eu așa ceva, că m-ar putea ajuta unul sau altul, dar îmi dau seama că Dumnezeu este extraordinar. N-aș putea să fi scris vreodată cum Dumnezeu binecuvintează într-un mod extraordinar. Ăsta este Dumnezeul nostru în care ne încredem în vecii vecilor. Amin. Amin. Mulțumim, frate Nicu, Domnul să te binecuvânteze în toate lucrurile. Ne rugăm în continuare, Domnul să lase har prin vestirea cuvântului, prin fratele Romii. Amin. Preobismiri, dragi familii, stimați participanți la acest eveniment deosebit, iubiți voastre slujitori, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Înainte de a căuta să transmit ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă și în Duhul meu pentru voi în această zi, aș vrea să mă onorez de... Să onorez, e corect, să onorez o dorință a unui frate scump și prieten drag, ca să nu uit că se întâmplă ceva. La veselie ne luăm cu multe și uităm pe cei care sunt poate într-o altă stare spirituală, fizică, psihică, decât noi. Vreau să transmit gândul și dorința fratelui păstor Beni Zăgrean din Statele Unite. Am vorbit cu el la telefon aseară mai târziu și a fost bucuros să audă că venind astăzi la voi, la Beclean, pot să fiu purtătorul său de cuvânt în dorința ca pentru joi în mod special, dar și până atunci vă îndemn eu. El n-a pretins așa, a spus, aș vrea să fiu susținut în rugăciune joi, pentru că voi fi supus unei intervenții chirurgicale grele. Dacă vă puteți rupe din gândurile personale și din alergările proprii,
și găsiți cale chiar și să stați înaintea Domnului cu post și rugați-vă pentru fratele nostru, prietenul nostru, robul lui Dumnezeu, fratele Beni Zăgrean. Dumnezeu să-l binecuvinteze cu sănătate, are mare nevoie de asta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în această zi pot să fiu aici, dragilor, Lucian și Oana, stimate familii Bumb și Copil. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a mai îngăduit să fiu părtaș la o minune. O minune este ceva ce e nou, ce aduce nou, ce n-a fost. Și printre multele minuni pe care Dumnezeu le face, noi ne gândim minuni să învie morți, să îndrepte cei strâmși, așa mai departe. Nu mai. Ați gândit vreodată că familia pe care ați întemeiat-o poate să fie o minune a lui Dumnezeu? Și este. Aleluia. Și este. Participăm în această zi, repet, la o minune. O minune care se realizează între doi tineri, doi parteneri, bărbat și femeie. Accentuez cu țintă precis. Lucian și Oana. Lucian Florin și Oana Teodora. Obișnuiesc la nunți să rostez numele oficial, nu vă supărați. Nu, la asta nu faceți excepție, să știți că și la Dej cam așa fac. Cel puțin odată îi pomenesc așa cum scrie la act. Este o minune că apare ceva nou în viața lor și nu numai așa de scurtă durată, ceva ca și o fulgerare, ci ceva care rămâne și ceva care realizează niște lucruri la care poate cu ceva ani înainte nici nu s-ar fi gândit că se poate și nici nu v-ați fi gândit că veți putea accepta așa ceva. Păi mă, să-mi o ia? Cum să-mi o ia? Și uite că o ia. Și se duce, bă, chiar se duce, Ioane, chiar se duce. Puternicele legături de afecțiune, de dragoste părintească rămân în urmă, se stompează, se șterg. Și sunt firele acelea înlocuite, mă rog, de o altă stare, de o altă relație. Relația dintre un străin și o străină, să nu vă agitați, să nu săriți la mine, la gâtul meu, pentru că ați fost doi străini și din două localități, și dacă ar fi casa lângă casă, și dacă v-ați fi jucat împreună în copilărie, ați fost niște străini. Și intervine un ceva care determină să se lase toate lucrurile în urmă și să fie ea pentru el cea mai dintre cele mai și el pentru ea cel mai. Nu mi-am putut explica niciodată, m-am străduit, m-am silit, ceva vag, așa. Și dacă în capul meu nu sunt lucrurile foarte limpezi, când le-o-i spune în capul vostru, ia.
legăturile acelea de suflet, legăturile acelea fizice, legăturile spirituale, legăturile de toate soiurile, formează o țesătură care în timp îi aduce până în postura de a și semăna unii cu alții fizic. Ați observat? În timp, în ani, aceleași gesturi, parcă, aceleași dorințe, dar până la urmă și ticuri, și gesturi, și manifestări. Nu zice, dar ăștia gândesc că-s frați. Au devenit în timp, printr-un proces, printr-o minune, printr-o taină a lui Dumnezeu, asemenea. Și îngăduiți-mi un moment de spiritualizare. Așa ne vrea Dumnezeu în relația cu sine și cu Hristos, Fiul Lui. Începând cu El, începuturi firave, începuturi cu poate citirea Scripturilor, a Evangheliei, începuturile cu rugăciuni stângace, că am întâlnit persoane care au spus, eu nu știu să mă rog, îndemnam pe cineva care era foarte o doamnă, cu zeci de ani înainte, într-o împrejurare care a venit să spună ceva, să mă întrebe și a spus, domnule, dar ce să fac? Păi, cu ce să încep? Să citiți Biblia și să vă rugați. Ce pus să râdă. Și a spus, domnule, problemele acestea la mine nu prind. Într-o femeie cu mintea acasă și vreau să vă spun, Biblia mă plictisește și de rugat nu știu să mă rog. Ce să fac? Să citiți Biblia și să vă rugați. A început să roșească și să ridice puțin tonul și să zică, domnule, dar m-ați înțeles ce v-am spus? Am înțeles perfect. Ei, ce îmi spuneți? Să vă duceți acasă, să puneți mâna pe Biblie și să vă rugați. Și ce să-i spun că nu pot, nu știu? Să-i spui, Doamne Dumnezeule, privește spre mine cu îndurare că Tu mă vezi, că să citesc nu-mi place și să mă rog, nu știu. După ceva vreme avea să-mi spună, zice, mergând spre casă, zice, tot am râs. Am ajuns acasă și am zis, bă, eu am avut o părere bună despre domnul ăsta, dar zice, cred că e ceva cu probleme. Auzi, zice că să fac ceea ce nu-mi place și ceea ce nu știu, să citesc ce nu-mi place și să mă rog, deși nu știu. Dar zice, ea, a fost o femeie așa dintr-o bucată, zice, am zis, bă, multe prostii și multe năzbâtii am mai făcut de când sunt. Ce-ar fi să fac ce zice și omul ăsta? Și m-am așezat pe genunchi și am început așa, Doamne, nici nu știu dacă ești sau nu ești, dar dacă ești, te rog să mă înțelegi, că să citesc în Biblie nu-mi place și să mă rog, nu știu, dar am fost sfătuită să o fac, învață-mă cum să o fac. Și spunea ea cu lacrimi, m-am ridicat de pe genunchi după un ceas de vreme, avusesem ce să-i spun lui Dumnezeu. Și am pus mâna pe Biblie și multă parte din noapte am citit Scriptura. Vedeți? Acestea sunt începuturile cu Dumnezeu, firave. Dar cuvântul lui Dumnezeu zice că să mergem înainte, să continuăm, chiar dacă apar lucruri care nu potrivesc așa după cum ne-am... Continuați! Continuați! Și în lucrarea spirituală continuăm până când Hristos va lua chip în noi. Și când se va arăta El, spune cuvântul lui Dumnezeu, vom fi ca El, îl vom vedea așa cum este. Ce-i asta? O minune a lui Dumnezeu. Și așa ceva se întâmplă și în familiile în care se pornește cu gândul
dăinuirii, nu cu gândul încercării. O fac și asta să văd cum e. Cu gândul dăinuirii, cu gândul că nu mai este cale de întors și se realizează minuni. Minuni. Pentru ea care cândva a fost o străină, este în stare la un moment dat să-și dea propria viață. Pentru el care cândva a fost un străin, este în stare să sfâșie la propriu. Să fac, ia-l meu, e omul meu. La țar, tare mi-era drag când auzeam pe la țar, pe la sat, așa expresia asta. Deci a fost omul meu. Sau zice, e femeia mea. E acea legătură, acea intimitate. În această zi, pe lângă textul care a fost citit, vreau să adaug două versete din Psalmul 89, versetele 33 și 34. Dacă pot să fiu ajutat cu afișarea și în timp ca să nu mai bâșbuie așa și să nu mai caut prin Biblie, va fi mai practic. În locul amintit este scris, este cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă am spus deja că vom fi ca El, înseamnă că trebuie să căutăm, să urmăm felul Lui de a fi de aici. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru care este în ceruri este desăvârșit. Trebuie cum urmează Domnul o anumită cale pentru a-și manifesta desăvârșirea și noi în legătura pe care trebuie să o avem față de El. Trebuie să fim desăvârșiți. Se vorbea aici despre perfecțiune deja, eu mă tem când aud despre perfecțiune, dar suntem ființe perfectibile și asta este un pic de diferență și e bună. Citesc cuvântul din Psalmul 89, versetele amintite. Zice Dumnezeu, dar nu voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu voi face credincioșia de minciună. Nu voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Acesta e legământul lui Dumnezeu. Și în această zi, Lucian și Ioana, atât cât puteți, cu emoțiile, cu toate așteptările sau, mă rog, frământările, să ascultați, să primiți cuvântul acesta și să căutați a pune în practică. Cuvântul acesta îmi vorbește mie, vorbește vouă și vorbește și altora de aici care doresc să ajungă la acel statut pe care îl așează Dumnezeu înaintea chiar și a soților și soților. Și tema centrală, ca să o putem reține așa, este păstrați puternice cele mai sensibile relații interumane. Cele mai sensibile relații interumane sunt cele care se realizează în familie, între un soț și o soție, între un bărbat și o femeie. Sunt relații de natură juridică, nu? Primar. Sunt relații de natură economică, de afaceri, de relații, de multe feluri. Cele mai sensibile relații interumane sunt cele care se realizează în viața de familie. Doamne, se schimbă mintea într-un fel, se schimbă simțămintele, se schimbă toate. Și
parcă e ceva nou. Da, și e ceva nou. Este o minune a lui Dumnezeu. Câteva popasuri în expunerea acestei teme, potrivit textului acesta pe care l-am citit în această zi și pentru voi. Și cine e atent înțelege că am spus și. Nu poate să se întemeieze o familie și să devină un monolit, o unitate indestructibilă, fără a avea loc un proces numit afectivitate. Nu se poate. Fără afecțiune, fără legătura aceea de suflet. Cum răspunde fața feței din oglindă, scrie la Scriptură, așa răspunde inima inimii, sufletul sufletului. Ajungi că nu mai trebuie să-ți spună soția nimic. După cum clipește, înțelegi. Nu trebuie să-ți spună apăsat și nici să repete soțul, ci după cum se întoarce, după cum e fața, înțelegi care este nevoia lui și dorința lui. Când în timp se produce această minune, această asemănare, afectivitatea. Iată ce spune de aici, din text, mergem astăzi. Zice, dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea, spunea Dumnezeu despre izraeliți, în această zi să ia seama Lucian, că pentru realizarea minunii acesteia trebuie să urmărească această stare de afectivitate și de rămânere în bunătate față de Oana. Și Oana, să știi că același lucru ți se cere și ție. Afectivitate. Simțăminte noi. Ceva inefabil, ceva ce întrece dincolo de cuantificare, adică de socoteală, ce dai, cât îmi dai, dincolo de ceea ce se pune în conturi sau se pune în ziduri și așa mai departe, este acea legătură lăuntrică, afectivitatea. Și zice aici, nu-mi voi îndepărta bunătatea. Oare e pe primul loc? Eu cred că este pe primul loc. Știți de ce? Pentru că asta pretinde să se vadă. Bunătatea nu poate să se rezume doar la dimensiunea declarabilului. Și asta trebuie să se vadă, bunătatea. Bunătatea apropie, pe când o atitudine sobră, distantă, rece, va îndepărta pe ceilalți. Spunea cineva, bunătatea este ceea ce surdul aude și nevăzătorul vede. Bunătatea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune Proverbele 19 cu versetul 22, dacă se poate, Proverbele 19 cu 22. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Ceea ce face farmecul. Vrem să avem șarm, să fim drăguți, să fim. Ne îmbrăcăm să avem farmec, ne ducem pe la fosta fabrică farmec din Cluj și
spray-uri și parfumuri și astea, să avem farmec. Ne lăsăm barbă sau nu ne lăsăm? Vrem să avem farmec, mai un zuluf, mai nu știu ce, pe la domnișoare, că să fie farmec. Astea trec, zulufii cărunțesc, barba la fel, așa e, frate Petrica, cărunțești. A, și eu, bărboșii mei, nu știți, nu mă cred. Părul se duce, citeam, că sunt nemulțumiri în multe domenii, citeam despre asta și zicea, nu fi nemulțumit pentru începutul de chelie. Fii mulțumitor că ai un cap pe umeri. Asta este mai important. Dar lucrurile acestea se duc, farmecele acestea dispar. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Dacă are o claie de păr pe cap sau dacă e chel ca în palmă, bunătatea. Când eram copil nu-mi plăceam cheii. După aceea m-am mulțumit că am un cap pe umăr. Bunătatea! Bunătatea care se arată într-o vorbă bună, bunătatea care se arată în gesturi frumoase, bunătatea care și când ești departe fizic, simți aproape pe cel drag. Știi că el vorbește de bine acolo unde este. Știu că ea mă cinstește cu bunătatea ei acolo. Și bunătatea aceasta se transferă după aceea copiilor, urmașilor, și o familie binecuvântată este familia care se realizează prin bunătate. Prin bunătate. În Ieremia, în capitolul 31, cu versetul 3, cuvântul lui, cu versetul 3, zice că Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Știți ce vor declara cei doi în această zi? Pentru că n-or fi primii care să ne facă o figură și să nu declare așa ceva, că se vor iubi veșnic. De acord? Dacă o zâmbit, e pe calea cea bună. Zice, te iubesc cu o iubire veșnică, dar asta trebuie să fie demonstrată într-un fel. De aceea, pentru că te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Zice Dumnezeu, încurajați-vă, dar trebuie să zică Lucian, care de astăzi înainte va fi soțul, bărbatul Oanei și va fi un preot în casa lui. După Scripturi, nu povestesc din auzite, după Scripturi. Și așa trebuie să spună Oana. După cum biserica a fost supusă și este supusă lui Hristos, așa trebuie să fie supusă și nevasta soțului ei. Și nu numai să se plece ca un pipiric și să zică, păi dacă tu zici așa, fii așa. Dar ea zice, oh, ce aș face eu de n-aș fi măritată cu ăsta. Nu. Să accepți cu bunătate și să te porți cu bunătate. În Proverbe, în capitolul 3 și cu versetul 3, este scris, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le, legă-ți, scrie-le pe tablița inimii, fă orice! Ca să-ți aduci mereu aminte, să nu părăsești bunătatea și
credincioșia. Că nu este suficient să fii numai bun, făcându-i toate mofturile ei sau lui, și viața să fie marcată de necredincioșie sau de infidelitate. Dar îl îmbracă, îl calcă, îl aranjez, îl urmăresc, îi iau scamele și alea invizibile, că îi cumpăr, dau o lasă, îi dau banii și nici nu mă interesează și nu trebuie să dea socoteală de ce cumpăr. Asta nu e bunătate. Asta poate să fie neglijență sau indiferență, multe altele care nu sunt bune. Să faci cu bunătate în credincioșie. Doamne, ajută la acesta. Proverbele, capitolul 14 și cu versetul 22, partea a doua. Zice, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Dacă cei ce gândesc răul se rătăcesc, cei ce gândesc, bă, oameni buni, vedeți? Sunteți cu mine, nu? Să gândești bine și să iasă din gând vorba bună, fapta bună, atitudinea bună, tot ce ești să fie bunătate. În Osea, în capitolul 3 cu versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune ceva mai aparte. Iată ce-i scris. După aceea copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David. Atenție, aici este miezul. Și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Voi credeți că sunteți și veți fi totdeauna așa de cu farmic precum astăzi? Da. Uitați-vă la, uitați-vă aici, la riduri, la astea. Dar zice acolo, zice că vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile din urmă. Acum nu mai vorbesc cu Lucian și cu Oana, și nici cu familiile căsătorite de curând sau de 2-3 ani, ci vorbesc cu cei căsătoriți de 10 de ani. Mai tresare soția ta, mai este surprinsă soția ta acum când ești la pensie, când ești la bătrânețe, când poate... în organismul tău, reumatismele și astea au provocat procese irreversibile. Mai este surprinsă soția ta de bunătatea ta. Mai este surprins moșul tău de bunătatea ta. A, băi, eu aici cu papa mea. Ce papa, mă? Se scandalizează dacă cineva îi zice moș, dar el nu se jenează să spună că ia-i baba. Să o surprinzi cu bunătatea ta. Îmi place, nu voi intra în multe detalii, probabil și până acum am intrat în multe. Îmi place atitudinea pe care a avut-o preotul Zaharia, Evanghelia după Luca, și cu soția lui Elisabeta. Zice că amândoi erau înaintați în vârstă, dar păzeau cu strictețe toate rânduielile. Când îngerul lui Dumnezeu vine la preotul Zaharia și îi face o promisiune incredibilă, l-a surprins. Și i-a promis Dumnezeu prin înger că vor avea urmași.
că Elisabeta, soția lui, Zaharia, va naște. Și acolo s-a produs o stare de frământare, de așa fel încât Zaharia aproape a rămas blocat. Versetul 18 din capitolul 1 Evanghelia după Luca. Zaharia a zis îngerului: din ce voi cunoaște lucrul acesta, că va avea urmaș care va fi în slujbă deosebită? Vorbea despre cel care avea să fie numit Ioan Botezătorul. Reiau. Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă, atenție, eu sunt bătrân. N-a zis că-s moș, dar a zis că e bătrân. Și nevasta mea este bătrână. Nu? Și nevasta mea este înaintată în vârstă. Bă, ce eleganță! Ce finețe! Ce afecțiune aparte! E înaintată, o trecut prin ani, asta e tot, dar eu-s bătrân. Am voie să spun despre mine că-s bătrân. Dar Ana trece prin ani și nu trece ușor. Și n-a trecut ușor. Ai voie să spui despre tine că ești bătrân, că ești moș, dar niciodată să nu spui soției tale babă. Dar face parte din afectivitate, face parte din acea legătură a bunătății. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, versetul 33, și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă respect de sine. Nu-mi voi face credincioșia de rușine. Am revenit la Psalmul 89. Sunt oameni în stare să umilească pe alții, să-i înjosească, să-i facă să se simtă prost, să-i dezonoreze pe alții. Sunt alții care n-au nici despre ei înșiși respect. No. Francezii au o maximă, nu știu cine a spus-o, la noblesse oblige, adică noblețea obligă, creează obligația respectului de sine. Cine nu are respect de sine față de el, nu va ști să aibă respect față de alții. Să îmbracă oricum. Să încheie îndărăpt, cum se spunea pe la noi, pe la țară, cu nasturii altfel. Bă, dar mi-ar intra, da, lasă-mă că doar m-am însurat. Mai ales după ce s-a însurat. Nu mai pasă cum arată, nu mi-e pasă cum îl văd oamenii. Unii, să mi se ierte, dar am văzut, mă, dacă am văzut, am văzut. Poartă meniul pe cămașă sau pe sfeter, pe bluză, meniu. Am mâncat. Bă, omule, dar cu asta vrei să te duci? Da, lasă-vă în pace, că dar ne-am văzut norocul. Asta înseamnă lipsă de respect față de tine însuți. Cum vei băga de seamă că soția ta are nevoie să cumpere ceva nou? Lucian, lasă să te aștepți. Bă, dai, uite, deschide-ți dulapul. Bă, lasă că știe cât e sunt dulapul. Dar va avea nevoie. Dacă tu nu ai pretenții față de tine,
nu vei ști să onorezi nici așteptările ei, respectul ei. Deci Dumnezeu zice, nu-mi voi face credincioșia de rușine. Și în credincioșia aceasta este inclusă purtarea, este inclusă atitudinea permanentă în gesturi, în vorbe, cât și în aspectul acesta. Nu de păpușă Barbie să te gândești să capeți imaginea de o femeie cinstită, Oana, de o femeie care se îmbracă cu vincios și cu gust. Că unele se îmbracă după nu știu câte reviste, dar fără gust. Nu se potrivește ceva. Și invers lucrurile și la asta. Frate, da, pe, da, dar nu vă bateți de astea zi cu zi în familie, nu? Nu? Zi cu zi ne lovim de astea. Respectul de sine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu înainte de a... Dumnezeu ne respectă și voința. Dar Dumnezeu își respectă în primul rând numele Lui. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altora, nici cinstea mea nu o dau idolilor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este numele meu. În Maleahi, în capitolul 3, cu versetul 6, Dumnezeu punctează categoric. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. După cererea binecuvântării, Lucian, tu ești bărbatul Oanei. După cererea binecuvântării, Oana, tu ești soția lui Lucian. Nu mă mai pot purta cum am purtat înainte. De ce? Pentru că eu sunt bărbatul. Pentru că eu sunt femeie. Eu sunt Domnul, spune cuvântul pe care l-am menționat. Eu nu mă schimb. E ciudat cum astăzi se dă libertate și normal că lumea va merge din rău în mai rău. Când până și în copii mici care n-au voie să conducă o mașină, care n-au voie să voteze, dar au voie să ia hotărâri cu privire la identitatea lor. Că nu se știe dacă va fi bărbat sau va fi femeie și va are dreptul să opteze țâncul de până la, nu știu, 10 ani, parcă. Știți de ce? Pentru că bărbatul nu-i mai bărbat și femeia nu-i mai femeie. Se ajunge până când se va spune părinte 1 și părinte 2 pe actele oficiale. Urăciunea pustirii și de aceea mânia lui Dumnezeu se va arăta peste lumea aceasta. Pentru că nu mai ai respectul de tine. Nu mai știi, ești bărbat, ești femeie, ce ești? Respectul de sine. Repet, cine nu se respectă, cine n-are respect de sine, nu va aștepta să aibă respect față de altcineva. Nu va aștepta. Dar nu uita că numele acesta te obligă. Ai citit Psalmul 23. Zice acolo foarte frumos. Deci El mă paște la pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. El îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte. De ce? Că am fost noi mai arătoși, că am fost mai firoscoși. Din pricina numelui Său. Din pricina numelui Său, respectul de sine. Și venind la noi,
S-a citit din Efeseni, din capitolul 5, decupez doar mențiunea care spune astfel: cine își iubește nevasta, se iubește pe sine. Uite că aici e ceva mai interesant. Nu numai să te iubești pe tine, eu n-am spus să iubirea de sine, eu am spus respectul de sine, atenție, că e diferență între iubirea de sine, care este egoism, și respectul de sine, care înseamnă demnitate. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Iubindu-ți nevasta, demonstrezi de fapt că tu te respecti pe tine și că te iubești pe tine. Și nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, așa cum a făcut Hristos față de biserică, slăvit să fie Domnul. În al treilea rând, zice cuvântul aici în textul citit, versetul 34, nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Sunt două stări apropiate, ușor confundabile, dar nu este așa 100%. Și anume, este vorba de permanența relației și a doua latură este consecvența în relație, în atitudine. Zice că nu-mi voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Asta înseamnă consecvență. Consecvență. Ceea ce am spus dimineața, spun și după masă, spun și mâine și spun oricând. Ce am spus odată, nu mai schimb. Dacă este ceva ca un flagel în societatea prezentă, a fost și în alte, dar parcă acum. Nu se mai păstrează cuvântul. Am zis eu așa ce? Nu. Bă, da. Se poate, dar nu mi-aduc aminte. E așa dată cotită. Aia nu-i consecvență. Da, al vostru să fie da! Și nu al vostru să fie nu, ce trece de aici este de la diavolul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i punem să jure, nu-i legăm cu panglici, cel puțin cred că nu faceți treburile astea. Dacă faceți, să știți. Dar cum? Ajunge să zică da, să nu-l legi, îl legi să dezleagă sau îl dezleagă. De vorba ce ai spus-o, nimeni nu poate să te dezlege. Înseamnă consecvență. Da să fie da și nu să fie nu. Oriunde, oricând. În Evanghelia după Matei, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, în capitolul 12, cu, hai și versetul 35, dar accentul cade pe versetele 36 și 37. Omul bun, pornisem de la bunătate, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Și din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Luat aminte?
Oh, câte cuvinte nefolositoare zicem. Și unele le zicem și la nuntă, și la cununie. Să vă surprindă. Dar permanența aceasta, consecvent, adică nu schimbi, nu schimb un an de zile, dar după aceea, nu schimb 10 ani, dar după aceea pot să... Nu, permanență. Permanență, când se îngăduie profesor de română, dacă ar fi pe aici să mă asculte, dacă greșesc, în mintea mea nu-i greșeală, în mintea mea s-a așezat, așa. Permanența consecvenței, adică să fii același până la capăt, același până la capăt. Ei, ziceam, probabil v-am șocat, v-am surprins, că și la nuntă se mai, la cununie se mai întâmplă, se întâmplă, că sunt unii așa mai doritori de a ieși în evidență, de a fi mai spiritual, de a fi mai nu știu cum, veți înțelege probabil după ce vă voi da exemplu. Și anume, se pune întrebarea mirelui și miresei. Până când vrei să păstrezi legământul, să o iubești, să păstrezi legământul, să fii supus și alternă. Răspunsul care? Da. Răspunsul corect este până la moarte. Dar sunt unii care spuneam cum se poartă și ei vor să iasă în evidență. Până în veșnicie. Bă, nu-i rău. Dacă te poți ține că vorba asta te leagă. Vorba asta te leagă. Și am spus unor și o spun și poate că ați auzit, ați mai spus. Dacă se întâmplă să treacă din viață unul dintre cei doi, soțul sau soția, cel rămas, dacă a spus până în veșnicie, nu are voie să se recăsătorească. Da, am zis. Cum adică ne jucăm aici de a zisul? Am zis și eu așa. Nu, mă. Ai zis înaintea lui Dumnezeu. Ai zis înaintea martorilor văzuți, nevăzuți, înaintea soției sau înaintea soțului. Și cu atâția în jur. Și în fața propriei tale conștiințe, a respectului de tine, tu n-ai respect de tine dacă ai zis până în veșnicie. Atunci nu mai ai voie să te recăsătorești. Eu vorbesc foarte serios, voi luați-o cum vreți. Puteți să râdeți, râdeți pe socoteala voastră. Pentru că pe unde iese cuvântul, pe acolo iese și sufletul, scrie la Biblie. Din cuvintele tale! Da, am zis așa de fan. În cel mai important moment al existenței fizice, tu ai spus cuvinte de șagă, e glumă, e fan, nu vă jucați cu vorbele. Relat că dacă te joci cu astea, cu oricare celelalte te poți juca. Și cu stabilitatea morală, și cu fidelitatea față de soț, față de soție, cu orice te poți juca numai. Dacă te joci până și cu Dumnezeu, atunci se poate orice alt joc inventa acolo. Voi încheia cu o întrebare. Cât mai contează azi cuvântul? Cât mai contează azi cuvântul? Când vedem atâtea dezastre în familii, mai ales când mai sunt și copii și când apare despărțirea dintre tată și mamă și nici nu mai știu a cui vor fi, ce drame, tragedii chiar, cât mai contează cuvântul. Dacă în relațiile acestea sensibile, cele mai sensibile, nu există statornicie, nu există
veridicitate, putere. Cum va fi când vei face un târg să vinzi sau să cumperi? Dacă îți dă unul mai mult mâine, calci pocăitul e târgul fără de nicio remușcare. De ce? Pentru că n-ai respect față de tine, n-ai demnitate, pentru că nu mai este cuvântul cuvânt și atunci și în problemele de familie, și în problemele de societate, și în problemele de orice natură, lucrurile o iau la vale rău. Nu-mi voi face de rușine credincioșia. Oricât mă costă, dacă a ieșit cuvântul, a ieșit. Până când? Până la moarte. Și vorba unui frate scump, un sfânt al lui Dumnezeu. Așa pentru mine, așa a fost la șoară socotit. Nu o dau nume. Aș putea, oricum, este un exemplu extraordinar. Băiatul lui, că unul avea zis, tată, eu m-am căsătorit, nu mai am nevoie, dumneata încă ești în putere și poate aveai nevoie pe lângă casă, pe cineva. Din partea mea, poți să te recăsătorești. La care s-a uitat fratele scump și bărbatul vrednic de slugă și a zis, mă, pruncule, eu când am zis înaintea lui Dumnezeu soției mele și mamei tale că o voi iubi, o voi respecta, că așa, până la moarte, m-am gândit la moartea mea, nu la moartea ei. Știu că asta dă bătaie de cap la unii, e problemă, eu nu acuz pe nimeni. Eu nu vreau să jignesc pe cineva, dar vreau să vă ajut în măsura în care se poate și să vă determin dacă se poate, asta e mai greu, măcar să vă propun, asta pot, să vă propun, să fiți demni cu voi și cu cuvântul vostru în orice împrejurare. Nu vorbiți cu ușurătate, luați hotărâri în pripă, cântăriți lucrurile și când îi promiți, Lucian, când îi vei promite în viață, ca acum la tine conturile sunt încheiate, ia ca aici. Deja din momentul acesta nu se mai poate desface numai prin lege așa ceva, nu că de câteva ceasuri acum, dar nu au trecut 48 de ore. Ce-i scris, îi scris. Dar, Lucian, în deciziile ce le vei lua în viitor, să cauți să le iei potrivit cu voia lui Dumnezeu și cu ceea ce este folositor pentru Ana și pentru tine. Și tu, Ana, ai grijă la cuvintele ce le vei spune, că încă înaintea lui Dumnezeu cuvântul contează. Amin. Lăudat să fie Domnul, mulțumim frate Rom, Domnul să vă răsplătească. Slavă Domnului că v-a vorbit, în mod special pentru voi doi și a fost pentru noi toți, și pentru noi toți, glorie lui Dumnezeu. Cei doi aș vrea să stea ridicați, doar ei. Cuvântul Domnului care l-am citit din Efeseni, este baza legământului, dragii mei, care îl încheie înaintea Domnului. Astăzi vă intrați în acest proces, Lucian și Ioana, al dezlipirii de cei patru părinți. Dumnezeu să vă binecuvânteze să fie realizat în cel mai scurt timp dezlipirea și alipirea voastră unul de celălalt. De aceea va lăsa unul pe tatăl său, pe mamă sa și se va alipi. Ați intrat în acest proces. Ne rugăm împreună cu părinții
în primul rând, și noi toți, să vă ajute Bunul Dumnezeu să vă puteți dezlipi cât de curând și să vă lipiți, ca să fiți fericiți. Asta spune Biblia. Apoi aveți datorie și rol. Pe baza acestui cuvânt care l-am citit, să încheie legământul vostru. Oana, cu tine începe cuvântul Domnului. Ai datoria să fii supusă lui Lucian în toate lucrurile ca Domnului. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceasta este datorie pentru toată viața. Și la fel, rolul tău de astăzi încolo se numește ajutor potrivit. Bunul Dumnezeu să te nobileze, Oana. Pe această mărturie care o să o depui, să încheie legământul tău și Domnul să te ajute. Exact pe ceea ce iese din gura ta. Lucian, responsabilitatea bărbatului este foarte mare. Dacă femeia trebuie să fie după modelul bisericii supusă lui Hristos, la bărbat îi revine datoria să iubească cum a iubit Hristos biserica. Este net superior. Fiindcă dragostea lui pentru noi atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât s-a dus la sacrificiu suprem. Bunul Dumnezeu să te ajute să iubești cu sacrificiu, cu dragostea care se jertfește și ca pe tine. Ești un băiat aranjat, grijești de tine, Oana va fi mulțumită așa cum a iubit Hristos biserica și ca pe tine să iubești. E datoria pe viață și ai un rol bine stabilit în cuvântul Domnului și definit. De astăzi ești cap, trebuie să conduci. Ne vom ruga Dumnezeu să te capaciteze să fii cap, să conduci biserica, preot în familie, și Dumnezeu să vă ajute. Amin. Cei doi rămân ridicați împreună cu fratele Romii, vom cobori mai aproape și vom sta puțin de vorbă, apoi la momentul potrivit ne vom ruga. Frate Lucian Florin, da? Corect. Cred că te-ai bucurat sau cel puțin nu ți-a displăcut când s-a făcut mențiunea că ești cap familiei. Ai reținut, nu? Cum să scapi? Ei, ca să fii cap, sunt responsabilități, cum se menționa, și astea trebuie să le onorezi. Și uite că tu ai obligația să... Ai obligația, responsabilitatea aceasta de a răspunde primul celor ce ți le voi pune înainte întrebărilor. Nu că Oana i-a venit mai ușor după aceea, după tine, nu. Că fiecare vorbește despre sine. Lucian, dragă, înaintea lui Dumnezeu, care cercetează toate lucrurile și judecă toate lucrurile, înaintea Domnului Hristos, martor aici între voi doi, Dumnezeu martor între voi doi, Domnul Hristos martor a fost când a încheiat legământul cu el prin botezul în apă. Martor aici și martor în veșnicie. Înaintea Scripturilor Sfinte, a Cuvântului lui Dumnezeu, după cuvântul acesta, Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Înaintea martorilor văzuți aici, în lăcașul acesta de închinare, uite aici părinții tăi, părinții Oanei, cei dragi, apropiați, rudenile, prietenii, biserica de aici. Înaintea nevăzuților martori din ceruri, sunt reali, cineva făcea pășcălie, zice, auzi, mă? Zice, îi mărturisește înaintea martorilor nevăzuți, nevăzuți de ochi, mai real decât suntem noi, sunt aici îngerii lui Dumnezeu, e Dumnezeu aici. Înaintea alesei inimii tale, sora Oana, uită-te la ea. Așa. Și în fața propriei tale conștiințe, acolo te cobori și astăzi, și mâine, și permanență. Pe cei de aici nu vei vedea permanent.
Nici chiar pe Oana nu o vei vedea totdeauna, că te mai duci la lucru și nu s-o duci pe ea acum să-ți facă mortar acolo. Dar conștiința ta e aici. Conștiința ta e cu tine pe drum. E cu tine la muncă, e cu tine în fiecare moment, conștiința ta. Deci în fața acestor martori te întreb, din dragoste curată, nesilit de nimeni și de nicio împrejurare, ei astăzi în căsătorie pe Oana Teodora ca să fie soția ta. Da, iau. Dumnezeu să te binecuvinteze. Legământul acesta pe care îl închei astăzi și care prin acest da pe care tu l-ai rostit după cuvântul lui Dumnezeu are putere de jurământ. Nu te jurăm nici pe soare, nici pe lună, nici pe mă știu ce, nici pe ochi. Nu ne jurăm. Da e da, nu e nu. Deci acest legământ prin daul rostit are putere de jurământ până când vrei să-l păstrezi curat, fiind credincios miresei tale de astăzi, soției tale în viitor, respectiv nominal, Oana Teodora, până când vrei să o iubești cum Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, până când vrei să o înțelegi, să-i fii aproape, respectându-te pe tine, demnitatea ta, să o respecti ca și pe tine, pe ea, până când? Până la moarte. Dumnezeu să te binecuvinteze, că El te aude și te va și ajuta. Oana, ești în fața celui de-al doilea legământ. Primul, ai fost conștientă că este pentru veșnicie, așa cum se specifică aici, cu Domnul și legământul ne duce în glorie, dar legământul căsătoriei este până la moarte. Acum te întreb, dacă din dragoste curată, fără alte interese, te duci în căsătorie să fii soția de viitor a lui Lucian? Da. Domnul să te binecuvânteze. Aș vrea să-ți amintesc că ai datoria să fii supus în toate lucrurile și să fii ajutor potrivit. Ești gata să faci asta toată viața? Da. Domnul să te binecuvânteze și acest legământ până când îl închei cu Lucian? Până la moarte. Domnul să vă ajute. Vă invit să îngenunchiați față în față, stăm ridicați cu toții, lângă rugăciunile noastre care le vom rosti, lângă cei patru părinți și dumneavoastră în taină, vă rog să rostiți cele mai alese cuvinte de binecuvântare. Sfinte Tată din ceruri, mâinile noastre sunt prea slabe ca să dea binecuvântarea, dar ne rugăm, puneți mâinile tale peste ei. Duhule Sfânt, coboară în clipele acestea, Doamne, și unește în legământul căsătoriei pe cei doi. Dacă au avut nevoie de prezența Ta și au avut până aici, acum și aici, Doamne, ne rugăm, lasă binecuvântarea Ta în mod special peste cei doi, unindu-i în legământul căsătoriei în dragoste, Doamne. Ne rugăm să-i binecuvântezi lângă cuvântul care astăzi a fost vestit și rostit, să fie credincioși și să-L trăiască, să-L împlinească în viața lor, să dea curs cuvântului Tău, Doamne. Binecuvântează, mă rog, pe Lucian cu aptitudini de soț. Doamne, dezvoltă în el capacități și fă-l cap conducător după voia Ta să stea la sfat cu Tine, Hristos, capul oricărui bărbat. Și să știe astfel, Doamne, să conducă familia spre gloria eternă. Binecuvântează-l să iubească cu o dragoste jertfitoare toată viața. Îți mulțumim pentru Oana, Doamne, îți mulțumim pentru tinerețea ei și modelul care l-a lăsat. Doamne, i-ai dat binecuvântarea să te iubească, să fie supusă, să fie un model în Biserica Betlehem. Binecuvântă-o în continuare și în relația de soție, Doamne, cu aceeași supunere și un ajutor potrivit pentru Lucian. Capacitează-o, Doamne, astăzi, mă rog, cu capacitate de soție și astfel să vedem o familie binecuvântată. În numele Domnului Iisus Hristos, te rog, toată viața să fii lângă ei și mâna Ta să-i vegheze și ochiul Tău până în ziua gloriei. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfânt este numele Tău și am vrea să fie, Doamne, sfințit în viața fiecăruia dintre noi și în viața lui Lucian și în viața Oanei.
În momentele acestea, Doamne, când ei stau îngenunchiați, ținându-și mâinile, Doamne, împreună, din cerul Tău prea înalt, Te rog, Doamne, lasă lumina feței Tale să fie peste ei și mâna Ta să fie întinsă, Doamne, peste ei spre binecuvântare. Că ceea ce Tu binecuvintezi rămâne binecuvântat. Unește-i în chip de plin, Doamne, ca să înțeleagă că nu poate să fie nici gândul spre despărțire vreodată, ci numai spre unitate, Doamne. Mulțumim pentru familiile în care Tu i-ai dăruit. Familia Bumb, familia Coptil, să fie binecuvântați părinții, să se bucure, Doamne, de odrazlele lor, să fie binecuvântați și ceilalți membri ai familiilor, Doamne, cu bucuria Ta. Te rog, Doamne, din nou pentru Lucian Florin și pentru Oana Teodora. Binecuvântarea Ta, Doamne, să fie permanentă peste ei, cu o gândire înaltă, o gândire sfântă, în gândurile lor să fie buni și în faptele lor să fie buni. Te rog, Doamne, păstrează-i în dragostea Ta și în vremuri de frământare și în vremuri grele. E zi de sărbătoare, e zi frumoasă, sunt flori, vor fi urări de bine. Doamne, în zilele gri, în zilele norate, în zilele de furtună, fii cu ei. Păzește-i, Doamne, de orice rău. Păzește-i, Doamne, de influențe negative ale prietenilor falși. Ajută-i să asculte sfaturile înțelepte, să-și aducă aminte totdeauna de sfaturile Tale și numele Tău să fie peste ei. Binecuvântă-le sănătatea, binecuvântă-i, Doamne, spiritual, binecuvântă-i emoțional. Te rog, Doamne, să-i faci potriviți unul pentru celălalt, soț și soție. Și binecuvântă-i cu urmași, să aibă urmași sănătoși, urmași care să crească în cunoașterea voii Tale, urmași care să formeze un neam binecuvântat, un neam sfânt, un neam care să moștenească împărăția Ta. În numele Domnului Hristos ne închinăm înaintea Ta și suntem fericiți să putem, Doamne, declara în această zi pe Lucian și pe Oana, soț și soție, că au întemeiat o familie în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă invit să vă ridicați. Dragii mei, am bucuria să vă prezint cea mai tânără și, așa cum se obișnuiește să spună, cea mai fericită familie în Biserica Betlehem, familia Bumb. Bumb. Lucian și Oana, în urma certificatului încheiat în fața ofițerului de stare civilă și a rugăciunii de binecuvântare cu punerea mâinilor, îi declarăm căsătoriți și îi felicităm. Domnul să vă binecuvânteze, să-l păstrați cu cinste și actul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, părinții. Frate Ion, aș vrea să aduc o mulțumire Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim și în această zi de bucurie și te implorăm pe tine și îți mulțumim. Îți mulțumesc pentru cuvântul care s-a vestit astăzi, Doamne. Ajută-ne să-l trăim, toți bărbații din locul acesta și toate soțiile. Îți mulțumesc pentru frații slujitori, Doamne. Îți mulțumesc pentru familia nouă încheiată, Doamne. Binecuvintează-mi copilașii. Avem nevoie de binecuvântarea Ta. Avem nevoie de Tine în familiile noastre. De aceea Te rog în continuare să binecuvintezi nunta aceasta. Rămâi la nuntă, Iisuse, și binecuvintează întreg tot poporul nuntașii, binecuvintează familia nou încheiată, binecuvintează biserica aceasta, Doamne, în care am intrat de prima dată. Doamne, aș vrea ca privirile Tale să rămână în locul acesta,
peste toți nuntașii, peste biserica aceasta, peste cei ce o conduc, Doamne. Noi rămânem datori să slujim, să facem voia Ta până când ne vei chema acasă. Amin. Venit mirilor și tuturor nuntașilor. Voi înălța cu glas tare o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care locuiești în slavă, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău de jertfă și Mielul Suprem, în aceste momente binecuvântate stăm înaintea Ta să glorificăm numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dorim să binecuvintezi părtășia noastră în continuare aici la masă, să lași o părtășie de cer, o părtășie binecuvântată, o părtășie după nuntă, fiecare să spună cu adevărat, Domnul a fost prezent cu noi la nuntă. Lasă harul Tău, mângâierile Tale și bucuria Ta. Binecuvântă darurile de mâncare, Doamne, sfințește-le pentru trup, binecuvântă pe cei care s-au ostenit să le facă și pentru toate lucrurile înălțăm al Tău nume glorios, al Fiului Tău și al Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să reocupați locurile și vă dorim din partea familiilor Bum și Coptil poftă bună tuturor și amirilor.
Cu Dumnezeu vom fi de-a purul, cu
aceea zi. Iisuse, decât să știu că sunt al tău și ziua aceea glorioasă să fiu și eu în raiul tău. Mi-e dor, mi-e dor de tine, Iisuse, pe-a fața ta să o privesc, să nu mă mai despart de tine și neîncetat să te slăvesc. În cerul meu durere, lacrimi nu vor fi. Thank you.
creat pământul și acest univers? Cine face să rodească pomii ce-nfloresc? Cine a pus atâta farmec în ce a creat Sfântul Dumnezeu? Dar este un creator. Creator, El e Dumnezeul veșnic, El e Dumnezeul.